Spălați în fiecare zi sau ce? În fiecare zi, deci eu nu pot să las papuci, ușa deschisă, preș, nu pot să las. Vă intră nu și în casă? Bineînțeles. O săptămână de zile mi-a stat mirosul în cămară, ar trebui să spăl preșul, să spăl tot, nu știam unde, pentru că nu puteai să intri de mine. În beci! Le-am găsit în beci! Emilia Dragan are 65 de ani și spune că nu s-a gândit vreodată că nu va mai putea sta în propria sa curte, din cauza unor pisici care nici măcar nu îi aparțin. Deține doar 300 de metri pătrați, pe care este amplasată și casa, și nu se poate bucura de grădina mică de legume sau de spațiul tot mic dedicat florilor, pentru că pisicile vecinului ar face multă mizerie. A înființat o adevărată crescătorie de pisici. De la organele locale am aflat că are 9, eu nu le pot număra că se vântură pe-n curte câte 5-6 număr și eu. Sunt 9, 10 la număr, 2 gestante, pui mici, mă rog, are o grămadă de pisici. Îmi invadează curtea, mi-o umple de mizerii, de excremente, pe pereți, pe eu mă scol dimineața și găleata e nelipsită de apă cu clor care să-mi spăl pereții, că nu-i poți suporta pe o asemenea căldură. E insuportabil să stai în curte. Femeia spune că adună excremente zilnic, dar nu mai scapă de mirosul greu. 6-7 mizerii le iau și le adun zilnic. Am și o grădină. Mi-au și o ceapă din grădină, bag mâna în mizerii. Am un zarză pe care trebuie automat să-l adun acum și este sub el mizerii. Florile, mi le râcâie, urinează în ele, mi-a spart ghivece. Vă dați seama că sunt atâtea la număr. Culmea ironiei, s-a urcat pe geam și mi-a urinat în timp ce eu eram la televizor în pat. Văd pisica pe geam. Când am dat cu palma până să ies afară, a urinat și a dat drumul pe geamul meu. Doamna Emilia susține că a încercat să vorbească cu proprietarul pisicilor, însă fără rezultat. Îmi râde în nas, dă perdeaua la o parte, râde când mă vede că adun. Îmi face semne obscene și asta e teoria lui. Am încercat și noi să vorbim cu proprietarul, dar acesta nu a ieșit din casă, așa cum nu s-au lăsat văzute nici pisicile cu pricina. Cel mai probabil, vremea fiind ploioasă, acestea s-au adăpostit într-un loc uscat și călduț. Am aflat doar că mâțele ajung și în gospodăriile vecinilor de peste stradă. Nu știu câte are, așa ca pisici, mai bine și pe la mine câte una așa prin curte. Emilia Drăgan povestește că tot ea s-a trezit cu poliția la poartă, acuzată de proprietarul pisicilor, că ar fi omorât câteva dintre ele, dar femeia susține că niciodată nu a făcut așa ceva. Nu am omorât nicio pisică, dacă eu omoram nu mai avea 12 la număr. Ați încercat să le faceți rău? Nu, nu, da, într-adevăr țin, stau cu bețele pe geam, cu pietre, cu dau după ele, dar vă dați seama că prinde păsări în zbor. Femeia a făcut sesizări la primărie, la poliție, la Direcția Sanitar-Veterinară și a cerut ajutor și de la Garda de Mediu. Când reprezentanții DSV au venit în control, nu a răspuns nimeni la poarta vecinului. Normele legale în vigoare nu prevăd însă câte pisici pot fi ținute în gospodărie, atâta timp cât spațiul le este suficient și nu deranjează vecinii.